centrală, doi părinți slujitori, părintele Bogopicesc al acestei parohii, Dumitru Coma, și părintele Alexandru al parohii Bulgare din Melbourne, să fim împreună cu corala bisericii noastre de aici, care ne-a încântat prin secția răspunsurilor date la Sfânta Liturghie, să fim împreună cu credincioși ai altor confesiuni de aici, din oraș, și cu un număr mare de credincioși români aparținători acestei parohii. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu peste noi toți când suntem împreună la Dumnezeiasca Liturghie și ne putem înălța inimile și sufletele spre Dumnezeu ca să primim cu toții harul și puterea Duhului Sfânt de care avem atâta nevoie cu toții în viața noastră. Și știm despre Apostolul Pavel că a fost unul dintre cei mai zeloși, unul dintre cei mai îndrăsneți în cuvântul său, unul dintre cei mai bine pregătiți dintre apostoli pentru ca să vestească Evanghelia la neam, adică la popoarele păgâne. Dacă ceilalți apostoli, în mare, la o majoritate, și-au limitat propovăduirea la poporul evreu, la poporul ales, Apostolul Pavel este numit Apostolul Neamurilor, Apostolul celor păgâni pe care el i-a dus la Hristos. În epistola către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel mărturisește prin câte a trecut propovăduindu-l pe Hristos, umblând dintr-un capăt al lumii la celălalt, cu corabia, pe jos, cum se putea în acele vremuri, cu multă osteneală, prin multe suferințe trecând, prin multe prigoniri, prigoniri din partea poporului său, poporului evreu, prigoniri din partea păgânilor, încercări de tot felul. Și mai presus de toate, spune același apostol corintenilor, mi-a dat, zice Dumnezeu, un ghimbe al satanei în trupul meu, care să mă lovească continuu. Și l-am rugat de trei ori pe Domnul să ia această neputință din trupul meu și mi-a zis Dumnezeu, nu, îți ajunge harul pe care ți l-am dat, căci puterea mea se desăvârșește într-o neputință. Atunci când sunt slab, atunci sunt tare, spune același apostol Pavel. Și tot el mărturisește mai departe că Dumnezeu i-a arătat lucruri mai presus de mintea omenească. Căci Dumnezeu l-a răpit până la al treilea cer și a arătat ce înseamnă viața viitoare a noastră a tuturor, care nu poate fi descrisă în cuvinte omenești. Și ce curat astfel de om mă laud, un om răpit în Duh de Dumnezeu. Zice, nu cu neputințele mele, căci și eu ca om sunt plin de neputințe. Mă voi lăuda deci într-un Domnul, iar eu sunt un om slab, dar atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Atunci se manifestă harul lui Dumnezeu în viața noastră. Iubiți credincioși, ce învățăm noi, noi cei de astăzi, iată după 2000 de ani aproape, de la apostolii Petru și Pavel și de la ceilalți apostoli în general, ce învățăm, iubiți credincioși? Învățăm întâi de toate să avem și noi credința acestor apostoli. O credință neînfricată. O credință care nu cedează la nicio ispită, la nicio tulburare. Omul care are credință este un om care este ancorat în veșnicie. Este ancorat în Dumnezeu. Și prin credință suntem într-o toate diluitori. Credința, să nu uităm, înseamnă puterea lui Dumnezeu în noi. Credința înseamnă puterea lui Dumnezeu în noi. Cine are credință cu adevărat, acela este plin de puterea lui Dumnezeu. Să fie conștient de aceasta. Să nu credem noi că credința înseamnă puțin lucru. Nu! Prin credință biruim toate, pentru că prin credință Dumnezeu este cu noi. Dar credința, iubiți credincioși, se arată în faptele credinței. Sfântul Apostol Iacov spune că credința fără de fapte
credinciosul la biserică, în mod regulat, dacă nu are credinciosul frică de Dumnezeu și încearcă să evite orice păcat, acela degeaba spune că este credincios. Acela este un mincinos. Așa ne spune Sfânta Scriptură. Arată-mi credința ta din faptele tale. Arată-mi credința din faptul că te rogi în fiecare zi, dimineața și seara, și înainte de masă, și după masă, și în toată vremea, și în tot locul. Credința ne unește cu Dumnezeu prin rugăciune. Când stăm la rugăciune, omul se deschide harul lui Dumnezeu, primește de la Dumnezeu puterea dumnezeiască în inima sa. Dacă nu te deschizi prin rugăciune, nu poate veni harul Dumnezeu în sufletul tău, pentru că sufletul tău este împietrit, este blocat. Rugăciunea îți deschide inima. Rugăciunea te face sensibil la prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Venim la biserică. De ce venim la biserică? Să ne rugăm la biserică, să ne întâlnim cu Dumnezeu, cu Hristos care e prezent în Sfânta Liturghie, în Sfintele Taine, în Euharistie. Ne împărtășim cu Hristos pentru ca să avem viața de Hristos în noi. Sfântul Apostol Pavel, cel care s-a nevoit, cum am spus, atât de mult cu necazurile Evangheliei, ne spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Noi, cei credincioși, trebuie să avem, spune același apostol, gândul lui Hristos. Să gândim ca și Hristos, să simțim ca și Hristos, să ne identificăm într-o toate cu Iisus Hristos. Ori Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat, ca unul care a trăit pe pământul acesta 33 de ani și ne-a dat pildă tuturor de trăire. Cum a trăit Iisus Hristos? În smerenie, în ascultare de voia Tatălui, în bunătate, în iubire. Hristos a iubit pe toți oamenii, Hristos i-a iertat pe toți oamenii, Hristos a iertat până și pe vrăjmașii Săi, Hristos n-a judecat, n-a clevetit, n-a osândit pe nimeni, ci și-a dat viața pentru vrăjmașii Săi. Așa și noi, iubiți credincioși. Dacă nu ajungem să iubim pe semenii noștri, pe vecinii noștri, pe unii pe alții, pe cei din familia noastră mai întâi, pe cei din neam cu noi, pe cei din jurul nostru, dacă nu ajunge să iubim ca pe înșine, cum ne spune Dumnezeu în poruncile Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu putem să spunem de asemenea cu adevărat creștini. Trebuie să ne simțim, deci, iubiți credincioși, să ne arătăm credința noastră prin rugăciunea de toate zilele, printr-o legătură puternică, puternică cu biserica și să fim ascultători în biserică. În biserică este o rânduială, Dumnezeu ca o rânduieli, îi spune Sfântul Apostol Pavel, și nu al meu rânduieli. În biserică există un episcop, există un preot care slujește în numele episcopului, există un oameni credincioși care cântă, care se unesc cu toții în rugăciune, dar există capul bisericii, Iisus Hristos și în chip văzut episcopul și respectiv preotul. Trebuie să ascultăm, deci, în biserică de mai mari noștri, cum ne spune același Sfânt Apostol Pavel, dacă citim Sfintele Scripturi, epistolele Sfinților Apostoli, învățăm multe și atunci ascultăm. Nu de dragul ascultării doar, ci fiindcă prin ascultare